primar numărul 470 din 18-10-2023, am fost convocat în ședința ordinară a Consiliului Local, început cu ora astăzi 25-10-2023, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al treilea al anului 2023 pentru Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vlase, în primarul Comunei Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al treilea al anului 2023 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, Vlase, în primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Ștefan cel Mare, AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi a ședinței AGA ADIM din data de 6-11-2023. Inițiator, domnul Vlase Iun, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al patrulea a anului 2023 pentru Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vasiliu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui autoturism din patrimoniul Serviciului de Informații Externe, în patrimoniul Comunei Ștefan cel Mare, repartizarea acestuia și stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de carburanți. Inițiator, domnul Vasiliu, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Ați primit materiale, știți despre ce e vorba, o să dau citire, supun la vot, în ziua de zi. Cine este pentru, împotrivă, abține? Da. Proiectul numărul 1, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2023 pentru Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Aici am văzut pe proiectul ăsta. Deci la semestrul 3 o trebuie să facem o rectificare de buget și nu v-am mai convocat în ședință extraordinară. Am făcut rectificarea de buget în baza dispoziției, pentru că am avut niște bani primiți pe proiectul ăsta pe PNRR pentru sistemul de supraveghere video. Și o trebuie să plătesc PTH-ul și verificarea PTH-ului. O trebuie să mă încadrez în cele 5 zile de la intrarea banilor în cont, n-aveam când să convocăm Consiliul. Și avem posibilitatea asta să facem rectificarea în baza dispoziției, iar în prima hotărâre din Consiliul Local să dăm hotărârea, deci despre asta e vorba. Au venit banii de la Ministerul Dezvoltării, am plătit PTH-ul și verificarea PTH-ului pentru sistemul de supraveghere video, proiectul care se implementează prin PNRR. Asta e rectificarea la trimestrul 3. Întrebări? Se pune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 al anului 2023 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Cred că are legătură cu timpul, nu? N-are legătură cu timpul, așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru, după în luna următoare, se aprobă contul de execuții, veniturile, cheltuielile și ce-a rămas în cont. Nu cred că sunt multe. Sumii cred că v-au trimis, doamna secretar, materialul, dar are posibilitate. Dar știți de acum că sunteți consilieri vechi, că fiecare sfârșit de trimestru acolo contul de execuție. Doar dacă vreți să întrebați un cont special ceva. Ca altceva? Urmau obiectivi. Sunteți căsătorii? Da. Am și o fetiță de 22 de ani. Da, pentru mini fetiță, da? O să aibă și cât are. Sofeziții. Întrebări? Supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Potriva, abține. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Ștefan cel Mare în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi, care va fi de 6-11-2023. Știți că Radu Hazapar. El este numit. Da, de obicei. Da, el e de obicei. Da. Întrebări? Spune la vot proiectul numărul 3, cine este pentru? Potriva, abține. 4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului venituri și cheltuieli pe trimestrul al 4-lea al anului 2023 pentru Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Aici tot o să te povestesc. Nu rectificăm cu nimic din plus când avem de unde, când am primit bani din niciunii. Dar o trebuie să facem cât am putut să acoperi. Containerii pentru școala la Butinaș. Știți că școala de la Butinaș este în renovare. Da. Ei nu vor mai putea să stea în școală cu constructorul, vrea să intre în interior să facă renovarea. Așa? Iar atunci domnul primar și domnul vice au hotărât să achiziționeze 5 containere. Ca să le cumpărăm din noi, erau foarte scumpe. Și au găsit... Și să le închiriem, da, erau foarte scumpe. Deci noi am încercat toate alternativele, dar era foarte scumpe. Am găsit modalitatea de a amenaja terenul acolo, știți, când în spate era un teren, era un WC-ul pe care l-am dărâmat acolo, era dărâmat pur și simplu, și am eliminat toate WC-urile de acolo, am amenajat terenul, am turnat o platformă betonată și acum urmează să, să construim acolo, pentru că achiziționat am... Să vă construi 5 containere, 6 și 5. 5 containere acolo în care să înveți elevii până să finalizeze. Am luat la unele capitole din buget și am pus special pentru ca să putem acoperi cheltuiala asta cu containere. Alea o să rămână definitiv, nu o să mai fie luate de acolo, că spuse pe, cum v-am spus, nu sunt moduri de astea care se mută de acolo jos. Să construiesc rog acolo și da. Trebuia să găsim soluții că noi am vrut să plătim, să închiriem în oraș la o școală, școli în oraș sunt și ele în renovare. Sunt în renovare. Nu am găsit nicio soluție. Da. Am încercat cu orice. Am căutat tot felul de soluții, nu. Cea mai ieftină asta a fost să amenajăm acolo și să construim. Și deja firma care lucrează, turna toată fundația, luată împrejur, o să fac 2 metri și ceva în jos, e gata toată fundația, au decopertat exteriorul. Jumate de școală, deci tot... Da, firma care lucrează, care face reabilitarea, lucrează foarte, foarte bine, foarte bine, am văzut că lucrează. Da. Deja o lună de zile când s-au apucat și au făcut pe din afară absolut tot. Deja au luat la celelalte 3 săli de clasă care vor veni făcute lângă. De extindere, care extindere. Știți că am discutat despre ei. Da. Da, am atât. Da. Întrebări, alte discuții? Da. Propus spre aprobare proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Da. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui autoturism din patrimoniul SIE în patrimoniul comunii Ștefan cel Mare, repartizat acestuia și stabilirea normativului propriu pentru cheltuieli de vin consum de carburant. Aici tot eu le explic. Deci am luat, mi s-a repartizat autoturism cu Ford-ul ăsta care e în față aici, de la Sfântul de la Musie și, Consiliul, da, e scris tot absolut și trebuie stabilit și consumul de carburant. Iar consumul e același, numai preluăm. Știți că am discutat în ședință predarea autoturismului la Audi, la CAP. Și acum, având în vedere că l-am luat pe ăsta, trebuie să mutăm carburantul de pe mașina aia. Mașina la poliția locală. Și rămânem, deci, cu Duster-ul și cu Ford-ul la primării, ca primării. Asta în altă Volkswagen o să vină la situații de urgență, iar Docker-ul la poliția locală. Deci, ce are Costel? E tot de la primării, nu? Mașina care e dată la combustibilul tot la... Sunt dat pe hotărâre de consiliu local. Da, dar nu se pare normal. Combustibilul e al gravului. E al gravului, nu e al gravului. Mașina, consumabilului... Și asta rămâne așa cu și... Da, da. Alte discuții, dacă mai sunt la proiectul 5. Vrei mașinoros? Alte discuții, mai sunt la proiectul 5. Atunci, clar, ședința și închisă. Bravo! Pentru asta.